seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Seceta a afectat 13.000 de hectare de culturi în Vrancea. 21 de localități au raportat pierderi la culturile de porumb și floarea soarelui. Și luna august se anunță o lună secetoasă, iar agricultorii se tem că plugul nu va mai intra în brazdă la momentul arăturilor de toamnă. Mii de hectare de culturi agricole de porumb și floarea soarelui sunt afectate în acest an de secetă în județul Vrancea. 21 de localități vrâncene au raportat la Direcția Agricolă că se confruntă cu acest fenomen. Avem o centralizare la data de 28 iulie. Au fost centralizate datele de la 21 de localități, suprafața afectată de secetă 13.183 de hectare. Cele mai mari suprafețe pe culturi se înregistrează la porumb 6.528, floarea soarelui 2.138 și la pajiști pășuni 3.962 de hectare. Datele pe care le avem le transmitem la minister, iar în funcție de întinderea pagubelor, probabil că se va lua o măsură de ajutorare a celor afectați. Situația persistă de la sfârșitul anului trecut, numai că în această toamnă arăturile nu se știe cum vor mai putea fi făcute. Seceta în județul nostru Vrancea persistă încă din când din toamna al 2014. Deci și culturile de toamnă au avut o răsărire foarte slabă, doar de tu știi, noi am calamitat vreo 670 hectare de rapiță datorită faptului că nu a răsărit. Această suprafață a fost completată cu floarea soarelui în primăvară. Seceta a continuat cam din a doua parte a lui aprilie și până în zilele noastre. Deci, în 3 luni și ceva de zile, n-au căzut nici 50 de litri de precipitații. Deci, culturile încă au rezistat. Fermierii s-au adaptat condițiilor vitrigii, cultivând soiuri rezistente, făcând lucrări superficiale fără a preîntâmpina evaporația apei, dar și aceste lucrări care se fac superficiale, mai amân boala, dar seceta dacă continuă, plantele vor suferi. Deci am ajuns undeva la porumb să suferi la 50%, floarea soarelui la 35%, chiar și 40%, iar plantele forajere, practic, cu asta tăria nici nu mai iau oamenii, că nu mai are ce mai cosi la plant de nutriț. Și seceta, după cum se vede din prognoză la august, va continua. Vreau să vă spun, afectat de secetă, sunt fermieri care numai la ora actuală nu mai poate ara. Deci nu se mai poate executa lucrarea de arat. Deci, practic, nu intră plugul în sare. Doar la grâu s-a obținut producție bună în acest an. Grâul s-a încheiat lucrarea. E posibil să mai am ceva spre nord, spre sud, cred că zilele următoare să termine. Deci, eu preconizez să mă închei, să depășesc planul programat. Deci, am avut programat vreo 2700 de chili, dar sper să depășesc această producție medie. Acum, sincer să fiu, depășesc, dar producția a fost programată la condițiile anilor precedente, ultimii 5 ani. Acum și datorită soiurilor existente, soiuri mai performante, datorită îngrășămintelor, datorită tehnologiilor. Pe lângă secetă și grindina a creat pagube în mai multe localități din județ. Păi avem 1090 de hectare, fără a lua în calcul ultima... 1114. Localitățile fără care au fost afectate de grindină, Bolotești, Țifești și Jariștea. Am avut pagube la pe Bordești, pe Vârteșcoiu, Cârligele și Tâmboiești, Odobești. Rămâne de văzut în ce măsură sau cum vor fi sprijiniți agricultorii pentru a trece de această perioadă grea. 7 tineri din Vrancea și București au fost arestați aseară pentru 15 zile, ei fiind bănuiți de anchetatori că au constituit un grup infracțional organizat care desfășoară activități de trafic și consum de droguri. Dosarul este instrumentat de către DIICOD Vrancea. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Vrancea, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea, au efectuat la data de 2 august 2015 10 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județului Vrancea, în scopul de structurării unui grup infracțional organizat care desfășura activități de trafic și consum de droguri. 7 tineri din Vrancea și București au fost arestați în acest dosar. În urma perchezițiilor și a unei prinderi în flagrant delict, polițiștii au ridicat telefoane mobile și cântare electronice folosite în activitatea infracțională, aparatură specifică pentru realizarea unei culturi de cannabis, 2500 de lei, 50 de grame de cannabis, precum și 5 grame de hașiș. Din cercetările efectuate a mai reieșit faptul că din luna mai anul curent, cei 7 ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi traficat aproximativ 700 de grame de cannabis,
obținând din activitatea infracțională aproximativ 40.000 de lei. În ultima lună, alți 7 tineri acuzați de trafic și consum de droguri au ajuns în arestul poliției, 6 dintre ei primind mandate de arestare preventivă, iar un altul fiind plasat în arest la domiciliu. O focșăneancă care a găsit pe stradă o poșetă în care se aflau câteva mii de lei a predat-o poliției. Bunurile au ajuns deja în posesia părții vătămate. Cetățenii care găsesc astfel de bunuri pe stradă au obligația să le predea poliției sau persoanei care le-a pierdut în termen de 10 zile. Potrivit polițiștilor, pe 1 august, o femeie din Păuleș s-a urcat într-un taxi, iar la un moment dat ușa autoturismului s-a deschis, iar poșeta a căzut, aspect pe care nu l-a sesizat nici femeia și nici taximetristul. În momentul în care a ajuns la destinație, femeia a observat că nu mai are geanta și a sunat la 112 sesizând poliția. În timp ce oamenii legii făceau verificări și întocmeau dosar penal, la sediul poliției o persoană a dus geanta pierdută. La data de 1 august anul curent, o femeie de 53 de ani din municipiul Focșani a găsit, în timp ce se afla în zona unui magazin din localitate, un portofel în care se afla suma de aproximativ 4.000 de lei, precum și acte de identitate. În urma verificărilor efectuate, portofelul a fost restituit proprietarului de drept. Pe această cale, conducerea inspectoratului mulțumește persoanei care a făcut acest gest de omenie. Cetățenii care găsesc bunuri trebuie să știe că au obligația să le predea poliției sau persoanei care le-a pierdut în termen de 10 zile de la momentul găsirii. În caz contrar, însușirea bunului găsit este infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 luni sau cu amendă. Tot mai mulți vrânceni solicită cardul european de sănătate. În baza acestui document, turiștii, dar și cei care se află la studii sau într-o călătorie de afaceri în Uniunea Europeană, pot avea acces la serviciile medicale din sectorul public în aceleași condiții ca cetățenii țării în care călătoresc. Documentele necesare asiguratului în vederea obținerii cardului european de sănătate sunt copia buletinului sau a cărții de identitate, dovada calității de asigurat, adeverință de venit pe ultimii 5 ani eliberate de către Direcția de Finanțe, cerere de eliberare a cardului european de sănătate. Cardul european se eliberează în situația deplasării asiguratului pentru o ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, iar perioada de valabilitate a acestuia este de 6 luni de la data emiterii. Cardul european poate fi utilizat de către asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. Acesta conferă dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistență medicală necesară în cursul șederii temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Cheltuielile ocazionate de asistența medicală vor fi rambursate de Casa de Asigurări de Sănătate emitentă a cardului prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acesta nu trebuie să depășească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul șederii temporare. Cardul european nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează exclusiv pentru a beneficia de tratament medical într-un stat membru al Uniunii Europene. De la începutul anului 2015, Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea a emis un număr de 548 de carduri europene de sănătate, din care 157 au fost emise în luna iulie 2015 și 10 certificate de înlocuire a cardului european de sănătate. Profesorul Cezar Chirciu va lansa vineri la Biblioteca Județeană cartea Țara Vrancei, o istorie a obștilor răzăsești. Evenimentul va începe la ora 10. Vineri, Biblioteca Județeană Duiului Zanfirescu din Focșani va fi gazda unei lansări de carte. Este vorba despre lucrarea profesorului Cezar Chirciu, Țara Vrancei, o istorie a obștilor răzășești. Evenimentul va avea loc începând cu ora 10. Conferențiar dr. Costică Neagu crede că aceasta va fi o carte de învățătură pentru cârmacii acestor obști. Cu această lucrare, autorul ne dezvăluie istoria obștei vrâncene, această formă care a născut atâtea patimi, care a patronat dezastrul vrâncean din secolul trecut și care astăzi se află în centrul aceleiași patimi, susține Costică Neagu. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se anunță caldă, iar cerul va fi parțial înnorat. Vântul va sufla moderat. Temperaturile se vor încadra între 21 și 34 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct edițiilor știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!